Bună seara! Știi cum era faza aceea cu Garcia când intra în vacanța mare la ceea ce se chema și toți stăteam și ne uitam cu ochii beliți cât cepele. Mamă, și ce râdeam și toate cele. Mulți dintre noi râdeam fiecare cu râsul lui. Pentru că, de fapt, despre acest lucru este vorba în momentul de față. Fiecare cu râsul lui real, nu cel fals. Practic, este în felul următor. Vezi o păpușă pe stradă și îți place. Păpușă, păpușă, vrei să fii la mine în casă sau să... păpușă, păpușă, vrei, vreau să te iau la sub braț, mă lași? Știi? Dacă era răspunde, dacă tu vrei, da. Știi? Și după care începe să afle neajunsurile lucrurilor pe care le are din viață. Că n-are una, că n-are alta, că n-are cealaltă, că n-are una, că n-are cealaltă. Și începe din râsul acela fericit cu hohote. Ha-ha-ha-ha-ha! Așa. Începe într-un alt râs să dea. Sau într-un râs. Hi-hi-hi-hi. Sau ha-ha-ha-ha. Știi? Râsul fals. Mai stai ce mai stai un pic. Mai merge pe stradă și pe păpușă o ia la sub braț alt băiat. Înțelegi? Și el îi spune, păi da, eu n-am cea mașină ca celălalt. A mea e cu patru de cerculețe. E campioană, știi? Și mai stă un pic și mai stă un pic. Și începe ea să râdă, dar se gândește la celălalt. Și în timpul acesta cu cel, vorbește cu celălalt. Și începe să râdă. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Știi? Adică e un râs din acela, un rânjet din ăla mai mult de plâns. Am prieten cu Audi, dar plâng după... Hi, hi. Înțelegi? Și mai stai ce mai stai un pic, și încă un pic, și încă un pic. Și tot așa. Și până la urmă îl preferă pe cel cu Audi. Și începe fițăreala. Știi? Adică ceea ce se cheamă românește. Auzi, dragă, dacă tot ai adus Audi și ai Audi și mai ai agățat de pe stradă și mai las și la sub braț și mai ai făcut să și râd un pic și un pic semifericită, nu mai bine mi-a adus tu o dubă Audi? Știi? Și rămâne așa. Perplex. Și e ca instalația de pom, clipește. Cum Audi dubă? Deci ăla e înjurat. Păi, uite așa, cum am zis, dubă Audi. Știi cum? Când te duci pe lumea cealaltă, pe viață, sau din viață, pe ultimul drum, te duci cu dricu, cu merțan, nu mai era înainte cum era înainte cu cal și căruță. Ne cu dricu, merțan, dar bineînțeles făcut pe comandă. Sau cu un Cadillac.
altă costum macac. Știi? La fel, făcut și el pe comandă. Și na, ce să faci? A mea păpușă nebună vrea un Audi dubă. Și începe să gândești, să gândească. Auzi, dragă, dar un Q7 sau un Q8 se pune dubă? E, uite că... Nu, dracule, ți-am cerut dubă, nu Audi Q7 SUV. Sunt două lucruri distincte. Dubă Audi ți-am cerut. Și acum încep să strângi bani ca nebunul până la sfârșitul vieții ca să faci o dubă Audi făcută pe comandă, mai ceva ca un Q7 tunat. Și răspunsul ia în continuare, râde. Hi. La ea în acea relație cu tine. Hi. Sau ha. Știi? Și te-am robotit, uite așa. Hi. Și cu celălalt era fericit și râdea. Hi. Ha. Și trecea peste. O seară plăcută în continuare, pentru ca noastră poveste despre râs la fete este și mai interesantă când nu-ți dai seama când e de râs și când este de plâns.